Stimați jurnaliști, onorați cetățenii Republicii Moldova, din păcate, astăzi, în Republica Moldova, cele mai vulnerabile categorii ale populației, cum ar fi pensionarii, familiile cu mulți copii, mamele care își cresc singure copiii, nu se pot baza pe stat, pe instituțiile statului, în așa mod ca să-i ajute atunci când au cea mai mare nevoie. Ne-am convins de acest lucru și acum, în contextul pandemiei și a crizei economice, când guvernarea i-a lăsat pe cetățeni, după cum se spune, cu ochii la soare, fără bani, cu prețuri în creștere, fără protecție socială și fără un loc de muncă. E grav. Foarte mulți oameni au rămas fără niciun bănuț suplimentar. De exemplu, bătrânelile care vindeau la piață ceea ce mai au și ele pe lângă casă, cu părere de rău, deja nu mai pot face acest lucru, din motivul că piețele sunt prea aglomerate sau sunt scoase de acolo. Am văzut multe exemple, nu de mult. Și astfel au rămas doar cu acel pensie care, cu părere de rău, lasă de dorit. În multe familii nevoiașe, unul sau chiar ambii membri ai familiei au rămas fără serviciu. Ei trăiesc din alocațiile modeste de la stat, care nu le ajunge deseori nici măcar de pâine pentru întreaga lună. Foarte multă lume încearcă să supraviețuiască de la o zi la alta. În aceste condiții, magazinele sociale sunt pentru ei un colac de salvare. Aceste magazine sociale, care și așa comercializau produse la prețuri de achiziție, în perioada pandemică au redus și mai mult prețurile, cu încă 20%, doar pentru a ajuta cetățenii nevoiași. Și de ce nu? Pentru a salva careva vieți. Eu cred că gestul angajaților magazinelor sociale poate fi comparat cu cel al medicilor, care au lucrat zi și noapte, cu riscul de a se îmbolnăvi ei singuri și familiile lor, doar pentru a salva vieți, pentru a ajuta pacienții. Într-adevăr, noi, deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Politic Șor, primim zilnic zeci și sute de solicitări unde cetățenii ne roagă să-i ajutăm în crearea și deschiderea magazinelor sociale în localitățile unde acestea lipsesc. Ei spun cu lacrimi în ochi că aceste magazine sociale sunt unica soluție de supraviețuire. Împreună cu rețeaua Mirișor am făcut chiar și careva calcule și am văzut că, datorită programului de sprijin, un pensionar ar putea economisi undeva până la 300 de lei. Nu sunt mulți, dar sunt bani care ar putea soluționa careva probleme, bani pe care ar putea acești oameni care, într-adevăr, au multe probleme ca să soluționeze careva probleme, să cumpere careva produse de primă necesitate. Este un proiect testat și care poate combate măcar puțin efectele sărăciei cu care se confruntă astăzi păturile social vulnerabile din Republica Moldova din cauza guvernării antisociale. Este un proiect care am văzut că înlocuiește munca pe care trebuia să o depună statul și guvernarea, pentru că guvernarea ar trebui să aibă grijă de cetățenii săi, de păturile social vulnerabile. Dar, cu părere de rău, nu poate, nu vrea și nu o interesează. De aceea, în această perioadă dificilă provocată de criza pandemică, noi, deputații fracțiunii parlamentare ȘOR, ne-am adresat conducerii rețelei de magazine sociale cu rugăminte de a extinde și a acoperi aceste magazine de întreaga țară. Cu părere de bine, am fost auziți și suntem foarte recunoscători că această solicitare a noastră a deputaților, care îmi vine în urma cererilor depuse către noi, deputații în Parlamentul Republicii Moldova din fracțiunea Partidului Politic ȘOR, sunt acceptate. Îmi permiteți, vă rog, să-i ofer cuvântul directorului acestei rețele, rețelei de magazine sociale, domnului Vitalie Cușnir. Domnul Кушнир, вы рок фартуна. Уважаемые журналисты, уважаемые граждане Республики Молдова, как вы знаете, за 5 лет деятельности сети социальных магазинов Мерешор
Нашей единственной целью было оказание помощи особо нуждающимся, наиболее уязвимым категориям населения, то есть это пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, малоимущим. Все это время мы старались работать практически по ценам от поставщиков. Воспользоваться этим смогли сотни тысяч граждан Республики Молдова. С начала периода пандемии, когда доходы людей стали стремительно падать, а многие и вообще оказались на грани выживания, социальные магазины для них стали настоящим спасением. Не секрет, что многие торговые сети, а также другие магазины повышали цены. Мы же, в отличие от них, пошли по другому пути. Было принято решение на 24 позиции, жизненно важные для людей, сделать скидку, понизить цены от 5 до 20%, что дало возможность покупателям социальных магазинов сэкономить только за время пандемии, периода пандемии, около 2 миллионов лей. С начала деятельности социальных магазинов, то бишь с 13 ноября 2015 года и по вчерашний день, покупателями социальных магазинов было сэкономлено около 20 миллионов лей. По некоторым позициям нам даже иногда приходится работать в убыток, но несмотря на это, мы продолжаем работать над улучшением качества и над ценами товаров и продуктов, которые реализуются в социальных магазинах. Все 5 лет нашего существования мы стремились к тому, чтобы каждый человек, нуждающийся в нас, независимо от места проживания, имел возможность приобрести в социальных магазинах продукты первой необходимости и по доступным ценам. За эти годы мы продолжали развиваться. Сегодня мы покрываем порядка 70% населенных пунктов Республики Молдова. То есть это муниципы Кишинев, 10 магазинов, это муниципы Аргеев, 5 магазинов, это 34 районных центра. Значит, в работе сегодня 78 мобильных магазинов, автолавок так называемых. Работой обеспечены порядка 520 человек. В принципе, я считаю, что это очень хорошие показатели, которые свидетельствуют о том, что проект «Социальные магазины» жизненно необходим людям и полностью оправдывает свое название. В последнее время мы получаем очень много отзывов о тех, кто пользуется нашими магазинами, пользуется нашими скидками на продукты первой необходимости. И в то же время получаем отклики от тех, где нас нет, куда мы не ездим. В связи с чем мы планируем дальнейшее развитие сети социальных магазинов. В ближайшее время мы открываем магазин в Сороках. В этом году будут открыты еще, помимо Сорок, еще 4 социальных магазина. Будут открыты 12 складов для обслуживания автолавок, которые мы будем приобретать в количестве 65 машин, то есть 65 автолавок будут приобретены для полного покрытия, практически полного покрытия всей республики, всех населенных пунктов. Поскольку мы всегда идем навстречу, сегодня, спустя 5 лет после того, как Илон Шор открыл первые 4 магазина в Аргееве, мы рады сообщить, что будем и дальше продолжать развиваться. И развиваться интенсивно. В этом году мы планируем открыть логистический центр. В этом году мы планируем еще предоставить 280 рабочих мест по всей республике. И таким образом мы охватим практически все населенные пункты. Это порядка 1180 сел по Республике Молдова. И в таком случае уже все пенсионеры, все многодетные семьи, малоимущие, то есть наиболее уязвимые слои населения Республики Молдова смогут покупать в магазинах, в социальных магазинах. Спасибо.
Domnule Cușmir, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat solicitările oamenilor și cererile care le-au depus cetățenii către noi, către deputații în Parlament. Odată cu punerea pe linia celor 65 de unități de transport, numărul magazinelor sociale se va ridica până la aproape 200. Va crește substanțial numărul beneficiarilor, un lucru foarte îmbucurător. Dacă acum rețeaua de magazine număra în jur de 350 de mii de beneficiari, acest număr va depăși cifra de jumate de milion. Acesta este un ajutor. Acesta este un sprijin real pe care proiectul lansat la inițiativa lui Ilan Șor îl oferă celor mai triști ca noi. Noi știm cât de important este magazinul social Merișor pentru cetățenii nevoiași și vom lupta ca aceste magazine să ajungă în fiecare colț al țării, pentru ca oamenii să cumpere pâine și alte produse destul de necesare la un preț mic și să nu devină victimele comercianților care urmăresc să scoată profituri în perioada de criză, în perioadele grele. Vom combate împreună sărăcia cu care se confruntă mii de cetățeni, nu prin vorbe, dar prin muncă și prin fapte concrete. Pentru că nădejde în guvernare, cu părere de rău, nu este. Pentru că ei probabil nu doresc și nu sunt capabili să realizeze programe de sprijin a cetățenilor și sunt prea mândri, probabil, ca să preia experiența frumoasă pe care o avem noi, așa cum este magazinul Merișor și multe altele. Sau poate, pur și simplu, nu le pasă de suferința cetățenilor, dar de careva își soluționează careva interese care sunt în detrimentul cetățenilor și nu corespund cu interesele cetățenilor. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și o zi frumoasă!